muncești și călătorești cu Europa FM. 8:37, ghicești și călătorești. Unde este tichetul de vacanță ascuns acum câteva zile? Detalii pe europafm.ro, la pagina de concurs Ghicești și călătorești. Aveți acolo toate indiciile, toate întrebările care s-au pus până acum, cu răspunsurile aferente, cu da sau nu, astfel încât să vă ghideze cât mai aproape de tichetul de vacanță. 0372069599. Încercăm cu 3 ascultători astăzi, poate dăm premiul de 1000 de euro. Eu cred că se dă de la primul ascultător, pentru că dacă v-ați uitat pe site, ați văzut. Practic s-a identificat clădirea și s-a eliminat și o parte a ei. Mamă, nu vrea deloc să îi lase în pace. Le dă toate indiciile posibile. Păi, sunt acolo, nu zi mai bine, li zici și unii, oi. Ai intrat pe site, na. 0372069599. Încercăm cu Flavius pentru început. Bună dimineața, Flavius. Salut. Salut, Flavius. Salutare, băieți. De unde ne suni? Din Craiova, vă sun. Din Craiova. Flavius, da. Te-ai uitat pe site? Da, am urmărit și emisiunea ieri. Și ce zici, știi sau nu știi? Știu, cred că știu, că altfel nu sunam. Ai luat și tu site-urile să vezi ce și cum ai fost acolo, te-ai uitat pe Wikipedia, cum ai făcut? Să vă spun, m-am uitat un pic. Te-ai uitat, nu? De fost n-am fost, dar dacă o să câștig, mă duc sigur. Asta să faci. E perfect. Asta. Chiar voiam să te întreb ce o să faci cu banii. Ai 1000 de euro, sunt pe masă, trebuie doar să iei, ne întrebi, iar dacă răspundem cu da, poți merge mai departe. Asta în cazul în care nu ne spui din prima despre ce e vorba. Da. Hai să vedem. Hai să vedem, este în turnul cu ceas. Turnul cu ceas. Return cu ceas. Sunt atâtea locuri în palatul ăsta, mă. Și tu acolo te-ai gândit să te duci. Ce alte locuri mai sunt? Mai sunt multe altele. Săli frumoase, expoziții, muzee. Ce îmi vrei să mai... Nu te-a atras niciun muzeu din palat? Păi n-am fost. Dacă ai zis că ai căutat, acolo sunt mai multe muzee. Nu știu, asta mi-a sărit în ochi. Asta ți-a sărit în ochi. Te-a lovit în ochi, ca să zic așa. Da, mi se pare cel mai ca lumea așa. Da. N-ai fost niciodată acolo, de-aia am trecut de nenumărate ori pe lângă turnul despre care vorbești și dacă aș auzi sunetul de la Palatul Culturii din turnul cu ceas, aș putea să-l recunosc oriunde și oricând. Ceva smiley. Asta e Hora Unirii și dă ora exactă din turnul cu ceas. Felicitări! Bravo! Ai 1000 de euro în dimineața asta la ghice și călătorești. Mulțumesc! Felicitări, prietene! O miuță! Cum îi spunem noi. Domnule, să știi că o să mă duc, uite, chiar o să mă duc, o să vă pun poze de la turnul cu ceas. Negreșit, că e frumos tare. Ieșanul, Zafa, să se bucure. Am văzut că e frumos. Da, e foarte frumos locul. E o zonă foarte frumoasă, da. Și orașul. Vă mulțumesc, băieți. Cu mare drag. Bravo, Flavius. Da, băi, s-a ghicit ca repede. Totuși, după 4 zile, hai să facem ceva. Băi, ce să facem acum, Ana? Să-l pui în turnul cu ceas. Cum intri în dreapta? E o ușiță. Da, e o ușiță. Da, în care dai la mecanisme. Lipit de cheie. Pe spate. Și nu la limba, la minutar, la secundar. Da, n-a fost un moldovean care ar fi putut să ajungă acolo, a fost un oltean cel care a luat premiu. Dar nici nu contează, că premiul e pentru toată lumea. Acum noi trebuie să ne gândim. Vrem să fim, adică să ascundem cu adevărat, că putem să punem în turnul cu ceas pe ciocănelul al treilea care lovește nu știu cum, știi? De putem merge cu detalii lumea, de genul ăsta. Nu se supără, putem merge inclusiv la detalii de genul ăsta. Ia ziceți, prieten, dați-ne mesaje. Vreți la detalii de-astea să fie mai greu de găsit sau mai ușor de găsit? Și cum ați vrea? Au venit foarte multe mesaje care ne-au spus zilele acestea că e foarte greu de ghicit. Da, că e greu, că se ajunge greu. Dar uite că a fost suficient. Deci la 10 la telefon s-a ghicit. Practic, am luat câte 3 pe ediție, da? Da. La 10 la telefon, cum să fie greu? Totuși, 1000 de euro. Și o muncă de echipă, adică cei care intră, practic, te duc tot mai aproape, ai făcut o greșeală, ai pierdut, dar lași pe altul ulterior să câștige bani. Eu sunt tentat să pun sub lipit de fundul cănii comandantului de la regimentul nu știu care, de nu știu unde, știi? Adică, na, ghicește-o pe asta.
Hai să vedem. Avem 1000 de euro și mâine dimineață la Ghicești și Călătorești, doar că tichetul de vacanță va fi în cu totul altă parte. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.